eu am să fiu puțin mai scurtă, pentru că vreau să vă invit la cafea la Ibric pe care tocmai am făcut-o aici la restaurant. Vreau doar să vă spun că eu, cum să spun, dacă mă duc eu și spun cuiva că tatăl meu, care nu e scriitor, a scris o carte extraordinară, mulți vor lua, cum să spun, cu... vor fi puțin mai prudenți în a aprecia aceste cuvinte. Dar după aceea s-au convins. Vreau să spun că și pe mine, care credeam că e un om talentat, eu îl știam la început când eram copil, știam că el face rime. Deci asta asistasem de multe ori la momente în care el făcea rime ad hoc și la un moment dat chiar mă supăra că vorbea câteva ore în rime, ceea ce la un moment dat era prea mult și spuneam, mai termină, că mai ales că eram și eu un copil de 9, 10, 11, 12 ani și la un moment dat începe să ți se pară că părinții tăi nu sunt chiar tot exact cum trebuie și asta cu rimele făcea parte din acest reproș pe care îl făceam eu. Să mai termine puțin cu... Așa, nu prea știu să vorbesc la microfon. Așa. O să fiu foarte scurtă, că am spus ce am avut de spus în postfață. S-a întâmplat ca el să-mi spună că vrea să scrie o carte, eu l-am susținut și întotdeauna dacă cineva vrea să scrie, și are ce să scrie, mai are nevoie de timp și liniște pentru a scrie, talent dacă i-a dat Dumnezeu, și să aibă pentru cine să scrie, să aibă măcar un om care e interesat să citească ce a scris el. Eu am fost în acest caz acel om și când am citit eu mi-am dat seama că sunt unul dintre foarte mulții care ar dori să o citească și restul știți, am povestit și în postfață. Și puteți afla cei care n-ați citit din postfață și alte lucruri care s-au scris după. Așa cum spune și Justina, el a început, o să vă spun, a doua carte, dar dacă tot prăjește în fiecare zi cafea, nu a terminat-o. Sperăm să o termine cât de curând și să aibă și același destin, să ajungă la inima dumneavoastră, că despre asta este vorba. Această carte a reușit să ajungă acolo unde orice își dorește, la inima cititorilor. Foarte mulți spun, domne, eu niciodată n-am citit așa ceva, n-am putut să o las din mână, mi-a amorțit mâna pentru că am început să o citesc și m-am trezit de ore că mi-a amorțit mâna pentru că eu nu mi-am scris. Și i-am mulțumit pentru că așa compliment mai rar. Eu am să mă opresc aici și ar fi multe de spus. Vreau să vă mai spun doar atât că după apariția cărții, foarte mulți se uitau la el și îl întrebau așa mai zâmbind, așa mai ironic. Dumneata, ai scris cartea, nu este posibil. Și mulți au crezut că am scris-o eu. Ei bine, vă mărturisesc de talentată încât să fiți reușit să scriu această carte, care nu-mi seamănă niciun fel și recunosc că tatăl meu este mai talentat decât mine. Și sper ca și cititorii, între timp s-au lămurit despre ce este vorba. Acum eu am să vă invit, am să vă pun cafea la Ibric, avem 5 cești deja pregătite și am să pun și în pahare inscripționate cu delicatețe Florescu, bineînțeles, pentru celelalte persoane și dau cuvântul domnului Anton Carabelaian, care ne bucurăm că este aici lângă noi, este o mare bucurie pentru noi, fiul mentorului lui Avedis Carabelaian.